ieftine. Pier, tăie, dădea la cuptor. Aveam un păr în grădină, erau pădurețe, dar era atâta de gustoase și bune. Și dintre cele le dădea la cuptor, în tăvi. Se făceau ca smochinile. Punem pe unul pe pod până se usca bine și pe urmă, după ce se uscau ele bine, le strângea într-o țoșcă tot de pânză și le găța în camară, în cui. Tati, vedeai țoșcă acolo, cui, cât e chileriu de lung, cum e chileriu meu, că nu era la noi, nu era așa cum am eu desfărțit. Lung, din cap în cap, numai țoște. Așa păstra bunica.